Bună, mândrelor! Bine ați venit la un nou vlog aici la mine pe canal. Dacă sunteți noi, nu uitați să vă abonați și să porniți notificările. E foarte important să fiți anunțate de fiecare dată când uploadez un clip nou. Astăzi mă gândeam să vă aduc în atenție câteva mici branduri locale pe care le apreciez și le estimez foarte, foarte mult. Firme mici, locale, aceste branduri pe care poate nu le știe foarte, foarte multă lume, dar uite, cu ocazia asta vreau și eu să fiu parte din promoterii lor și să îi aduc în atenție, să le apreciem munca și seriozitatea. Știți că îmi place latura asta handmade, îmi place latura asta sustenabilă, din materiale pe care nimeni nu s-ar gândi să le aducă din nou la viață și îmi place foarte mult că aceste persoane din spatele acestor mici branduri sunt super creative și ne oferă niște alternative super interesante față de ce există pe piață. Și așa, mass market, cumpărăm mai mult local, mai mult de la acești designeri de accesorii, de decorațiuni. O să vedeți imediat despre ce e vorba, despre haine, de ce nu. Dacă vă căutați piese din astea unice, super original, cu un design deosebit, vă rog să urmăriți clipul în continuare. Un brand pe care îl apreciez tare, tare mult și vreau să vi-l aduc și vouă în atenție, să vă bucurați de frumusețea accesoriilor. La Luna Sustainable Jewelry îi găsiți pe Instagram. Dacă aveți nevoie de accesorii pentru podoaba capilară, dacă aveți nevoie de accesorii pentru gât, dacă aveți nevoie de accesorii pentru ureche, aici e locul unde puteți explora pagina lor în voie și veți găsi articole care mai de care mai interesante și spun eu majoritatea inspirate din natură și știți foarte bine cât de tare apreciez natura și cât de tare apreciez micile amănunte care aduc aminte de natură. Așadar, eu m-am îndrăgostit instant de creațiile lor. Port și eu creații de ale lor, bineînțeles, dar astăzi am vrut să fiu clear, să nu port nimic, ca să fie toată lumea pe aceeași linie. O să vorbim doar despre branduri și o să vă mai las eu aici câteva fotografii ca să vedeți exact cum arată, dar pagina lor o să o găsiți în descriere și dacă vreți să le scrieți un mesaj, să le spuneți exact ce v-ați dori, cu siguranță că ei vor răspunde nevoilor voastre și vor face din accesoriile handmade pe care le doriți adevărate opere de artă. Un alt brand local pe care îl apreciez foarte, foarte tare și m-am îndrăgostit iremediabil de creațiile lor, super tradiționale, dar îmbinate super plăcut în actual, în contemporan. De mult îmi plac articolele lor vestimentare brodate, ale acestui atelier pe care îl găsiți în satul Mândra. Iată, Mândrășic în satul Mândra, un atelier de creație minunat și ies de acolo minunății, adevărate opere de artă. Dacă vreți să le purtați creațiile și să le purtați cu mândrie, exact cum spun de fiecare dată când îi aduc în atenție, sunt de găsit pe Facebook, pe pagina lor de blog. Întotdeauna au acolo modele care mai de care mai interesante. Niște mesaje și expresii pe care cu siguranță le-ați mai auzit. Sunt ceva mai vechi, dar foarte, foarte bine transpuse în ziua de astăzi, pe aceste tricouri, pe aceste bluze care spun eu că merită să fie achiziționate și să fie purtate cu mare, mare drag. Numai niște mâini pricepute și niște minți iscusite puteau să creeze acest atelier unde se îmbină frumosul cu esteticul, cu utilul, pentru că de ce nu, hainele sunt în primul rând pentru utilitate și în al doilea rând pentru partea asta de estetic. Dar ce pot să vă spun e că veți ieși cu siguranță din anonimat și cu siguranță vă va întreba toată lumea de unde v-ați cumpărat articolul respectiv. O să-i spuneți cu drag Mândrășic. Afară de aceste obiecte pentru vestimentație, veți găsi și broșe, veți găsi și traiste, veți găsi și perne brodate. Cu siguranță, dacă veți dori să faceți un cadou deosebit sau pentru o ocazie, de ce nu un botez mai tradițional,
nuntă mai tradițională. Cred că aici ar fi destinația perfectă pentru a vă împlini aceste dorințe. Atelier Simply Bloom este un alt brand pe care voiam să vi-l aduc astăzi în atenție, pentru că sunt super originale creațiile lor, la fel inspirate din natură și foarte, foarte utile la casa omului atunci când vreți să purtați ceva deosebit și la prețuri, spun eu, extraordinare. În atelier mai există și o secțiune pentru decorațiuni de casă, o secțiune pentru decorațiuni de birou. Cu siguranță veți fi fascinate și veți vedea acolo că aveți de unde alege. Sunt niște flori super romantice, super delicate, cu atenție la detalii, sunt făcute cu mare, mare drag și pasiune. Vă spun, atenția la detalii este unul dintre punctele lor forte, în afară de faptul că se vede că sunt muncite cu atâta drag și spor. Așadar, dacă vă doriți accesorii pentru păr, coronițe pentru diverse evenimente, flori pe care să le prindeți în cocuri sau decorațiuni pentru ușă, de exemplu, pentru birou, sau să așezați un fel de decorațiune din asta inspirată din natură, cu ceva lumânări, acolo găsiți exact ceea ce vă trebuie. Să vă spun că toate aceste branduri au în spate un management foarte bun și o echipă de PR foarte, foarte ok, pentru că sunt aproape de clienți și pun în primul rând factorul estetic și clientul să se simtă bine atunci când deschide, de exemplu, un colet cu creațiile lor. Întotdeauna mi-a plăcut această atenție la detalii și vreau să fiu fascinată din momentul în care mi-am deschis coletul și am văzut ambalaje frumoase, am văzut acolo o carte de vizită pusă strategic sau nu, dar chestiile astea chiar contează și sunt foarte, foarte importante în ochiul clientului. Se vede că ți-ai dat silința, se vede că ai fost super pasionat în munca ta și cu siguranță că pe termen lung aceste lucruri te vor ajuta pe tine ca brand. Că tot vorbeam de atenție la detalii, cei de la Nizerwood, pentru că sunt un alt brand pe care îl apreciez foarte, foarte tare. Ei fac aceste accesorii special pentru zona urechilor, însemnând că sunt cercei care se fac din diferite lemne reciclate și cu diferite rășini de la diversi copaci și ies niște minunății de cercei, de accesorii. Într-adevăr, niște creații deosebite care merită atenția noastră. Sunt atâtea feluri de cercei încât nu-ți vine să pleci cu una singură acasă sau să comanzi una singură, îți vine să le comanzi pe toate, pentru că sunt atât de deosebite și atât de interesant lucrate și un cercei nu seamănă cu altul. Se vede că sunt handmade, că sunt personalizate, că sunt unice și chestia asta face din aceste creații pentru urechi să fie super cool, să fie să dăinuie în timp și să fie ceva care cu siguranță pe termen lung vor fi o adevărată investiție și o adevărată valoare. În final am lăsat un nu neapărat un brand local, cât un artist local, aș putea eu să o numesc pe această fată, Mara Cârlig se numește și pagina ei este Mara's Paintings. Nu știu dacă acum se mai ocupă exact de așa ceva, pentru că știu că e plecată în străinătate, la facultate, dar cred eu că a continuat cu această pasiunea ei de a picta pe diverse obiecte, fie că e vorba despre genți, fie că e vorba despre articole vestimentare. Este super, super talentată. Mi-a pictat și mie o geantă și cu siguranță că pe viitor voi mai apela la ea. Este super, super talentată și face creații deosebite. Creații handmade, bineînțeles, pentru că ea pictează manual și cred eu că trebuie inclusă în acest top
al brandurilor locale, pentru că este ceva unic, sunt creații desăvârșite pe care ea le realizează și atunci cu tot dragul și cu tot respectul pentru munca ei. Și dacă vă doriți creații handmade, pictate manual, fie că aveți vreun tricou pe care vreți să scrieți un mesaj sau o pictură deosebită, ea cu siguranță vă va îndeplini dorința asta dacă o prindeți. Mândrelor, cam acesta a fost clipul pentru astăzi. Sper că v-a plăcut, că l-ați găsit interesant. Să-mi spuneți dacă voi ați auzit de aceste mici branduri locale creatoare de frumos, dacă v-a inspirat, dacă v-a ajutat, dacă doriți să le scrieți pe viitor și sunteți interesate de astfel de creații, am să las eu toate detaliile în descriere și aștept să-mi spuneți care vi s-a părut cel mai interesant, dacă voi știați deja de aceste mici branduri locale sau poate știți și alte branduri locale care merită menționate. Lăsați-le în comentarii, orice fel de comentariu e binevenit și noi ne vedem cu drag la următorul clip. V-am pupat!